În România, de exemplu, dacă eu vreau să încep să pilot, îmi doresc să pilotez așa ceva, ce etape trebuie să parcurg? Vă duceți la Aeroclubul României sau la o școală privată, mm-hmm. că sunt și școli private. La Aeroclub e mai ieftin și mai bine, dar și la școlile private e bine. La o școală privată vă costă vreo 4.000 de euro toată și școala. La Aeroclub? La Aeroclub până la o anumită vârstă e gratis. Da. Și e foarte bine așa. Iar după aceea e un preț cam pe acolo, adică tot 4.000, poate 3.800. Dar se face școală ceva mai serios? Da, cred că se face un pic mai... pentru că e ca la școala de șoferi. Unii fac mai insistent așa și alții fac mai ca să-ți iei permisul. Alții ca la Pitești, dansau cum era. Da, bă, nu știu. Ca da. Să-ți iei permisul, da. Deci spuneți că l-ați încercat dumneavoastră. Ăsta este primul model electric. Mai aveți încă unul. Dar mai avem niște poze, Blanco, nu? Hai să epuizăm pozele ca să nu o tot noi, fragmentăm. Iată, pozele nu sunt pozele. Deci, noi l-am făcut pe ăsta. Aici, pe asta am mai dat-o. Aici sunteți dumneavoastră la o inspecție, probabil, la ceva. Nu. Sunt mai mulți care s-au adunat acolo după ce am zburat cu el electric să vadă cât mai aveam din baterie, că au zis, dom'le, ai zburat 35 de minute și cât mai aveai? Mhm. Și cred că mai aveam încă vreo 20 de minute, 25 de minute. Ia, încă aparatura se... Dar diferența dintre ăsta, modelul acesta, și unul similar pe combustibil, cu motor termic... E care al motor acolo în vârf. Nu, asta am înțeles. Ca autonomie mă refer. A, nu, cel cu motor termic poți să zbori 6-7 ore. Păi asta depinde câtă benzină pui. Păi da, cât de mare e rezervorul, adică e mai... De obicei e de 30 de litri. Cu 30 de litri zbori cam 500 de kilometri. Ok, bun. Deci, dacă vrei să-l folosești pentru, nu știu, distanțe mai lungi, recomandat e cel cu motor termic. Asta era ideea. Da. În cât timp se încarcă asta? Ca și la mașini. Da, știți, la mașini mai e varianta hibrid. Am și un hibrid, dar e în lucru încă. Nu cred, aveți de toate. Am și un hibrid. Ajungem imediat. Spuneți-mi în cât timp se încarcă asta electric. Păi depinde nu de el așa. Și de încărcătorul nostru, ci de prizele pe care le aveți la dispoziție. La priza normală din casă se încarcă în 4 ore și jumătate. Deci te duci de la 20% până la 100%. Așa. Noi nu zburăm sub 20%, mm-hmm. că bateriile, dacă le descarci, rău de tot nu... dar în 4 ore, 4 ore jumate. Aici sunteți cu nepoțica, din ce știu? Da. La normal... Dacă ai acasă trifazic sau nu știu ce, se poate încărca și într-o oră. Mm-hmm. Noi vrem acum să punem pe remorcă sus și pe cele două laterale care să se ridice așa, celule fotovoltaice, pe câmp bate soarele de obicei, mm-hmm. Cât zbori tu să încarcă un alt rând de baterii. Sau peste tot la aerocluburi hangarele sunt imense și au niște acoperișuri imense și acolo poți să pui celule fotovoltaice și să zbori. Încercați la programul prima acasă, că e perfect funcțional. Da, glumesc. Eu nu prea încerc la niciun fel de programe din astea pentru că îmbătrânești și eu deja nu mai am foarte mult timp să fac programe din astea. Mai bine fac eu cum știu eu. Hai să o luăm așa, ca să înțelegem și modelul de business pe care îl aveți. Câte avioane, câte modele aveți în producție astăzi când vorbim? Acum avem, ăsta avem două în producție. Da. Ăsta ca Swan și unul care e cu aripă. Nu, ăsta e tot Swan, dar e cu motorul termic, să vede acolo. Ăsta e Swan, motorul termic, bun. De-aia e și alb cu... Așa. Da? Și Dracula, care e ăsta. Ăsta e Dracula? Care e cu aripa jos. Da. Ăsta e Dracula electric, să văd bateriile acolo. Așa, rămâi pe asta, Blanco, un pic. Deci bateriile, bun. Ăsta ce autonomie are? Nu, cam aceeași autonomie, că nu e vreo mare diferență. Mai colaborăm acum cu niște chinezi acolo, da? Să vedem. Sunt pionier, care ce să faci, spun că au niște baterii mai performante și care au auzit și ei de noi și noi de ei, ne-am scris și au zis, dom'le, vrem să încercăm ultimul răgne de baterii pe avionașul ăsta al dumitale, că am văzut că nu știu ce. Să vedem. Bun, deci aveți două modele în producție, nu? Da. Swan electric termic. Și Dracula. Ăsta e Dracula. Ăsta e Dracula. E mai Dracula mare un pic? Nu, e la fel, e poza. Păi și atunci, nu, în față de Swan. Ăsta e cu aripă jos și ăla e cu aripă sus. Puneți-ne diferența, că nu suntem toți... Păi, e o diferență de... Mă gândeam că măcar îl făceați pe ăsta cu două locuri să... De... Nu, am și unul cu două locuri, un Swan cu două locuri. Ăsta? Nu. Nu. Nu, un Swan cu două locuri nu prea...
am făcut cine știe ce, am făcut un prototip și o preserie, s-a schimbat regulamentul acolo. Masa maximă cu totul era 472,5 kg și s-a trecut la 600. Eu când m-am apucat de proiectare și de nu știu ce cu 2 ani și jumătate înainte, am făcut pe 472,5. Da. Când am terminat, s-a făcut 600. Nimeni nu mai vrea avioane cu 472, toți vor cu 600 și eu trebuie să fac o reproiectare, pentru că nu merge așa, mai pui mai dregi. Trebuie refăcute niște lucruri, iar cum eu toate avioanele astea sunt din compozit, sunt niște matrițe în care le fac. Și eu trebuie să schimb matrițele. Am înțeles. Și atunci am preferat să ne concentrăm pe astea de un loc, pentru că aici suntem cam singuri. Sunteți pe piață singuri? Nu chiar singuri, dar aproape singuri. Adică la nivel european aveți competiție? Da, avem. Mai sunt 6-7 firme care fac, dar... Sunteți cel mai competitiv la prețuri? Unii sunt foarte scumpi. Asta mă gândeam, da. Iar alții sunt foarte puțin zburători. Adică sunt mai așa, mai de... Deci două avioane în producție în momentul de față, două electrice, două... Fiecare și electric și electric termic. Și termic. Câte faceți pe an? Câte produceți pe an? Puține față de câtă cerere am. Spuneți o cifră ca să înțeleg. Soana am vândut vreo 30. Wow. Și mai sunt vreo câteva pe la... Adică prototipul. Da, da, da. Și deci... primele sunt încă la mine. Le tot zborile, mai fac niște chestii, rămân la Și Dracula? Și Dracula vreo 3. 3. Dracula l-am scos în primăvara asta la Friedrichshafen în Germania. Prima ieșire... Acesta, ca să înțeleg. Da, ăsta. Da. Și avem comenzi la el până la vara viitoare. De unde? Din Germania, în general. E acolo sportul ăsta împământenit? Da, 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 acolo... Bine, da? Da, și... Am văzut că vindeți în Germania, Franța, Elveția... Da, cam atât am vândut până acum. Aveți intenție să vă duceți în state? Am fost în Statele Unite la Oscoș, din păcate n-a ajuns avionul. Și am fost și am avut standul cu iarbă verde frumos. Adică vi l-a oprit la vamă? Nu. Ce? L-am trimis în mai. Da. Și trebuia să ajungă, mi s-a spus, cel mai târziu la începutul lui iulie. Expoziția a fost la sfârșitul lui iulie. Așa. Și el n-a ajuns nici acum. Păi și unde? E pe mare. Navighează. E un soan și el, lebăda fiind, știți, da, de corect. Apă, navighează. E într-un container care pe vremurile astea nu știe nimeni. E într-un context exact. Da, da. Deci ciudat. Nu știe nimeni. E ceva cu totul. Nu vreau să-mi amintesc. Ce presupune linia de producție? De unde vă luați materialele? Bateriile, am înțeles, aveți și un parteneriat cu China. Materialele le iau din diverse locuri. Sunt toate materiale de aviație. Nu în sensul producem noi ceva în țară? Din materialele care le folosesc eu, nu. 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 Deci totul trebuie importat. Da. Că asta era interesant. Da, 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 nu, nu. Dar forță de muncă ați găsit? Nu. Deci ați importat și forța de muncă. Nu. Nu. Eu din cauza asta nu pot să fac decât 10-11 avioane pe an. Pentru că meseria asta, ca să facem așa ceva, nu e o meserie care, cum să spun, strungar. Toată lumea știe ce e strungar. Cauți strungari, dacă găsești, ai un strungar. Aici eu am niște oameni care au avut meseriile care lor fi avut ei. Da. Care vin și încep să învețe. În general, învață care sunt așa, adică n-au două mâini stângi, care au două mâini stângi după vreo 2-3 săptămâni îi trimit acasă. Dar care au așa aplecare pentru așa ceva, învață în 6-7 luni. Problema e că după ce învață, își mai fac niște poze cu avionul când e în carbon, așa, nu e vopsit. Le pun pe diverse de-astea și după aia pleacă în Italia, în diverse, în Irlanda. Am vreo 10 care au plecat în diverse locuri. I-am școlit, i-am știut și au plecat. E plătit prost atunci, poate? Eu cred că îi plătesc bine, dar... Pentru că ei vin necalificați la mine. Da, da, e calificat. Eu nu mă refer la cei vreo 2 ingineri pe care i-am. Eu îi refer... Cei care lucrează, efectiv. Am înțeles, da? Cei care intră... Da. Pentru mine, cei care lucrează, dacă au clase, sunt în regulă. Da, nu. E eu învăț. Am înțeles. Dar unde aveți toată linia asta de producție? E după Horba, către Ploiești, undeva. Am înțeles. Deci aici, aproape lângă București. Da. Dar e mai mult goală. Dar dacă ați avea, să zicem așa, domnul Berceanu, forță de muncă și tot angrenajul ăsta într-un ritm firesc, cât ați putea să produceți? Adică la ce comenzi? Nu imediat. La ce comenzi? Dar
dacă aș pune la punct toată chestia asta, 100 pe an. 100 pe an? Da. La un 40.000, să zicem, rotunda și apă? Da. Știți ce se întâmplă? În Statele Unite... Bun. În Statele Unite, 100 pe an nu înseamnă aproape nimic. Bineînțeles. Bine, da. Deci acolo au venit la standul nostru cu iarbă verde mulți. Cărora le-am spus, dom'le, mai e o expoziție mare în Midwest, în septembrie, și să sperăm că până atunci, în sfârșit, amarizează. Adică ajunge containerul în portul în care trebuia să ajungă. Acostează. Acostează, să zicem, da, vasul. Da. Containerul e dat jos și reprezentantul meu de acolo îl ia. Exact, și l-arată. Și participă la Midwest. Până țară, da. Și ăstora li s-a spus, dom'le, veniți la Midwest dacă vreți să-l vedeți, să zburați cu el, să nu știu ce. Avem și pasionați deja care ne întrepun întrebări. Da. Ăștia sunt cei mai buni. Da, pentru că întreabă la obiect și au curiozități punctuale. Care e viteza și la ce altitudine? Viteza de croazieră e în jur de 120 de km pe oră, viteza maximă în jur de 160. 160. Da. Și autonomia zboară la croazieră. Zboară o oră, la ce altitudine? Asta e electric, zboară o oră, la altul zboară 5. La ce altitudine? Asta e o întrebare... Știți? Păi nu, dacă sunt limitări. Dați-mi voie să vă spun. Chiar întrebarea mea că... Na, asta e o întrebare, cum întreabă câte cineva, pe cineva care înnoată, ca și cum îl chemați pe Popovici aici și îl întrebați, dumne, la cât de adâncă apa știi să înnoți? De la 2 metri încolo, avionul dacă zboară... Nu, că sunt curenți mai puternici, are limitări. Nu, sus sunt curenți mai puțin. Ăștia care nu ne pricepem întrebând. Dar cel cu motor termic are un plafon, da. Deci unde... ajunge motorul să nu prea mai respire, motorul. Uh-huh. Adică, rarefiindu-se oxigenul, motorul îi scade puterea și la un moment dat ajunge la o putere egală cu puterea necesară ca să ții avionul în zbor. E cam 3000 de metri plafonul la soanul, adică poți să trec munții în România cu el, la soanul termic. La soanul electric nu există un plafon, pentru că motorul electric merge oricât. N-are limitări, da. N-are limitări de genul ăsta. Sigur că n-am încercat... Să știți că sus acolo nu e nicio chestie. Adică pentru cine zboară de plăcere, de foto... Sunt unii care zboară utilitar. Uh-huh. Avionul ăsta verde e cumpărat în Franța de o firmă, că eu am fost cu el la târg acolo și n-am mai plecat. Acum mi-a spus unul, gata, cât costă, l-am luat. Care îl folosește utilitar. Deci pune pe el niște instalații care măsoară ceva cu poluarea, ceva cu conținutul în aer de nu știu ce. Și care avea nevoie să fie electric, pentru că altfel propriul motor al avionului creează niște probleme. Și face... Dar ele să mai folosesc mai multe utilitare. Asta vreau să vă întreb. Care e profilul celui care achiziționează astfel de avioane? În general este de plăcere. De sunt hobby. Oameni, da. Eu în Germania am foarte mulți care au fost piloți, unii dintre ei la Lufthansa cu 14.000 de ore de zbor. Nu mai zboară dintr-un motiv medical, au un stand, nu știu ce, cu tare. Vor să mai zboare, cu clase mai sus de avioane nu poate să zboare decât cu medicale clasa a doua, clasa și așa mai departe. Cu ăsta poate să zboare, dacă are permis de conducere, adică dacă nu are epilepsie sau eu știu lucruri de astea grave, poate să zboare. Și atunci aș cumpără unul de ăsta și să duce la un prieten peste 200-300 de kilometri, face fotografii toamna. Mi-au trimis unii fotografii toamna, știți, când sunt pomii colorați, da, așa și nu știu ce fotografii au făcut ei. Să plimbă, să distrează. Adică e de plăcere, ca să zic așa. Nu. Dar sunt vreo câțiva care le-au cumpărat firme de data asta, nu persoane, pentru scopuri utilitare. Și acum am o cerere pentru unii care vor să verifice liniile de înaltă tensiune. Pun pe el ceva care zboară pe deasupra liniei de înaltă tensiune și probabil termic sau ceva de genul ăsta vede unde sunt niște probleme. Acum zboară cu un elicopter care costă elicopterul 3 milioane de euro și ora de zbor 500 de euro cel puțin. Da. Dar, fără pilot. De exemplu, de ce nu construiți cu cabină dublă, cu două locuri?
Se schimbă cumva încadrarea și... Nu, există o clasă cu un loc și o clasă cu două locuri. Păi nu, dar dumneavoastră spuneți că... Începusem pe ăla cu două locuri, da, de care v-am spus, cu 472, și nemai având acum timp, că avem... Noi avem comenzi până la vara viitoare. Păi asta că vreau să le spun și celor de acasă, că mă întreabă cineva așa, sarcastic, cât a plătit domnul pentru promo ăsta sau a fost un favor. Nu, nici una, nici alta. Era un subiect de interes, plus că are atâtea comenzi, nu are nevoie de reclamă. Nu, n-am nevoie de reclamă. E ca și cum aș chema Rolls Royce aici să-i fac reclamă. Păi credeți că are nevoie? Nu. Eu să știți că n-am vândut decât un singur avion în România. Da? Da. Și Nu, e o persoană privată, dar care momentan nu zboară dintr-un motiv de-al lui. Păi ce face că... Nu zboară acum. Bun. Deci doar unul în România? Da, cu mari insistențe. Dar de ce nu vinde? Nu... Păi pentru că prefer să le vând prin altă parte, că acolo, dacă un avion din ăsta se duce într-un aeroclub, după aia de acolo mai vin nu știu câte comenzi, nu știu câte chestii. Aici nu e o piață, spuneți. Aici nu e o piață. Nu e.